Bună, draga mea! Sunt luna ala! Dezacordurile emanate de soarele din vărsător continuă să-ți împiedice progresul timpuriu. În această situație, calmul tău natural are de suferit. Te enervezi. În jurul datei de 5 februarie, luna plină, ce va fi să apară în zodia leului, va intensifica această manifestare. În acest moment, înainte de a lua o decizie pripită, este mai bine să gândești încet problema. Luna aceasta, nu asculta nici cum dezarmonia stelelor. În schimb, fi receptivă la sugestiile pe care ți le promit planetele prietenoase. Ele te încurajează să te deschizi către alte perspective și îți șoptesc că imposibilul poate deveni posibil. Din aproximativ 20 februarie, Luna nouă îi face pe cei din jur să muncească din greu pentru a te convinge de orice. Luna îți garantează sprijinul și cea mai profundă prietenie dacă ești de acord să depășești limitele a ceea ce este posibil. Dragoste, până pe 20 februarie, Venus se află la tine acasă. Venus permite ca iubirea ta să fie exprimată în sentimente și plăceri care îți sunt cele mai plăcute. În acest climat aproape idilic, vei câștiga încredere în tine și în viitor. Pe 21 februarie, atmosfera din jurul tău va începe să te preseze dacă nu ți îmblânzești celebra dorință de a poseda. În ultima decada a lunii februarie, Venus se va afla în casa 12 a horoscopului personal, sectorul fricilor, al dușmanilor secret și al restricțiilor. Iată te va înzestra cu vis, romantism și senzualitate reprezentanților acestei zodii le va plăcea să viseze în singurătate la un iubit ideal, dar acest lucru te va împiedica să stabilești relații reale pământești cu sexul opus. Sfat, nu-ți place schimbarea. Toată lumea știe asta. Totuși, nu ar trebui să te împotrivești dezvoltării, pentru că ai atât de mare nevoie să găsești din nou un zâmbet sincer adresație, sănătatea, pe tot parcursul lunii februarie. Marteș va continua călătoria prin casa a doua a horoscopului tău personal, sectorul banilor și al realizărilor. Activitățile tale sportive pot necesita anumite investiții, de exemplu, va trebui să cumperi patine sau schiuri noi, sau să investești într-un abonament la o sală de gimnastică. În ceea ce privește sănătatea ta, acum vei fi într-o formă fizică bună. Luna aceasta trebuie să te îmbraci pentru vreme și să nu răcești. Dacă ai alergat, patinat sau schiat și ție cald, nu încerca să scapi de îmbrăcămintea exterioară. Horoscopul pentru luna februarie avertizează că acum ar trebui să eviți supraalimentarea, un stil de viață sedentar și mâncarea grea îți vor aduce rapid de la un set de kilograme în plus, de care apoi va fi greu de scăpat. Banii, până pe 11 februarie, Mercur va rămâne cu semnul tău zodiacal în casa a noua, sectorul studiului și călătorilor. Luna aceasta, pentru a înțelege mai bine perspectivele pe care le ai, va trebui să treci dincolo de mediul și ideile tale obișnuite. Am mai spus, acceptă schimbarea. Unii dintre reprezentanții zodiei vor decide să-și schimbe profesia, alții se vor muta în altă țară, iar alții vor merge să studieze la o instituție de învățământ o nouă specializare. Apoi Mercur se va muta în casa a 10-a, sectorul succesului profesional și al carierei. Noile legături pe care le vei face luna aceasta te vor ajuta să urci mai mult pe scara carierei. Unii dintre reprezentanții zodiei din a doua jumătate a lunii februarie ar putea gândi serios la schimbarea locului de muncă sau chiar a tipului de activitate profesională. În orice caz, cu siguranță vor căuta informațiile de care au nevoie, iar după ce le vor primi, vor avea la ce să se gândească. Se poate foarte bine ca chiar acum să primești o ofertă tentantă care să te încurajeze să schimbi locul de muncă. Sau decizi să o faci singură pentru a-ți extinde perspectivele profesionale pe cont propriu până pe 20 februarie, câtă vreme Venus se va poziționa în casa 11 astrogramei tale natale, cu o imagine bună și sprijinul potrivit vei putea face carieră, întrucât vei fi aproape singurul candidat pentru ocuparea unui post vacant. Și desigur, acest lucru nu poate decât să-ți afecteze situația financiară, care luna aceasta promite să se schimbe în bine. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!